Mă bucur să vă reîntâlnesc pe platforma www.magazinselejoan.ro. Întotdeauna m-a fost teamă de fizică, nu vreau să mă amintesc de orele de fizică din școala generală, nici de liceu. Am început să mă bâlbuie aducându-mi aminte de fizică. Și ce să vedeți, invitatea mea de astăzi este profesoară de fizică. N-am să-i spun doamna profesoară pentru că ne cunoaștem de mulți ani, am întâlnit-o la un eveniment care mi-a fost tare drag mie să mă ia Festivalul Științei. Un festival pe care doamna profesoară Maria Pop l-a inițiat și l-a coordonat mulți ani și pe care îl regret. Sper că la un moment dat cineva să vină cu ideea de a relansa acest proiect educațional extraordinar. Sonia Pășcuță este invitata mea de astăzi. Noi suntem foarte buni prieteni. Te consider o prietenă bună, Sonia. Așa și eu pe tine. Mulțumesc mult, Adi. Și asta voiam să zic că te-am întâlnit cu niște ani în urmă, cu mulți ani în urmă la acest festival. Erai cu elevii, erai alături de copii cu niște proiecte minunate la acest festival. Mă bucur că ai răspuns invitației noastre. Permite-mi să spun despre tine că nu ești doar profesoară și iubești copiii și adori educația și ești implicată. Ci de o vreme încoace te-ai implicat mult în tot ce înseamnă latura asta socială. Și împreună cu niște bune prietene de ale tale ați venit cu un concept foarte interesant și te rog cu această ocazie să ne spui și despre ce este vorba, pentru că acest proiect pe care l-am privit nu cu reținere la început, ci poate mai puțin decât ar fi trebuit să-l privezi, iată că acum recunosc că mă impresionează. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Adi, îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Sigur că sunt bucuroasă că sunt invitată la voi, la Magazin Selejan, în acest context în care trebuie să vorbesc despre un proiect drag mie, un proiect de suflet, intitulat Asociația Glasul Femeilor Selejene. Asociația noastră s-a înființat așa la începutul anului, adică noi am depus hârtiile și am încercat să rezolvăm toată partea asta juridică la sfârșitul anului 2023, iar în ianuarie am finalizat toate aceste etape și pot să spun că ne-am lansat oficial în mediul online, pentru că acolo trebuie să fim și de acolo suntem oarecum mai vizibili, pe data de 11 februarie, când se serbează Ziua Mondială a Femeilor din Știință. Am ales frumos acest moment și clar că m-am gândit că oarecum noi legăm lansarea noastră în mediul online de această zi mondială care este serbată și este tot adresată femeilor, dat fiindcă noi suntem o asociație de femei, majoritatea clar suntem femei, pentru că am avut un respect deplin față de ceea ce au făcut femeile de știință de-a lungul vremii și ceea ce au descoperit și au lăsat să fie de folos oamenilor și societății care vine după ele. Asociația noastră este așa, pot să spun, mică. Este momentan formată din 15 membre. Suntem 3 membre fondatoare, iar restul s-au alipit pe parcurs asociației noastre. Unele am fost prietene mai de mult, cu altele am devenit acum prietene așa oarecum de suflet. Ne-am apropiat, ne sunam zilnic, colaborăm și încercăm să facem ceva. Ideea acestei asociații nu a fost, să spun neapărat, de a ieși atât de mult în evidență. De unde a pornit de fapt ideea? A fost, cred că la începutul anului 2023 a fost o conferință, cred că prin iarnă, a cărui invitat special a fost domnul Mihail Neamțu. Și acolo, la acea conferință, am întâlnit o domnișoară tânără și ambițioasă care făcea parte din stafful domnului Mihail Neamțu și din Clubul Marilor Cărți. Ea se numește Andreea Șerban. Apoi ne-am întâlnit a doua zi la o cafeluță și tot am discutat despre câte lucruri minunate se întâmplă pe la Cluj. Și uite, noi aici în Zalău n-aveam nimic, n-aveam niciun club sau nu aveam, nu știu, ceva organizat unde femeile se pot întâlni, pot socializa, pot schimba idei sau, nu știu, pot să-și aducă oarecum aportul în bine la schimbarea societății. Și de acolo a pornit ideea. Asta a fost la începutul anului 2023. Am lungit-o un pic și nu am pus-o în practică decât, așa cum am spus, la sfârșitul anului, pentru că eram convinsă că înființarea ei presupune atât timp cât și energie. Da. Și am avut așa un pic o reținere. Dar am prezentat această idee a noastră, a mea și Andrei, unei prietene bune,
Claudia Cristea, profesoară de franceză. O salutăm, bună ziua, doamnă profesoară. Da, directoare actualmente și la Grădinița Sfânta Inima lui Iisus și împreună cu ea, noi toate trei, fiind membrele fondatoare, ne-am mobilizat și am demarat procedura de înființare, am finalizat actele și asta a fost oarecum parcursul de organizare și de oarecum de aici a luat naștere această asociație. Cum am spus, în prezent suntem 15 membre, sunt mândră de fiecare în parte. Fiecare au profesii diferite, dar ceea ce trebuie să remarc este faptul că fiecare dintre ele, în momentul în care propun să avem câte o idee, se implică în măsura în care poate. Îndumnare face ca pe cele mai multe membre să le cunosc, profesoare, învățătoare, aveți... Doamne care activează în domeniul artistic, dansatoare, e ceva frumos, niște și simplitate, dar am văzut și foarte multă implicare în zona asta socială. Da, să știi. Pot să spun că încă de la lansarea din 11 februarie și acum că m-ai invitat, am mai derulat un pic pagina asociației să mai readuc aminte toate acțiunile pe care le-am avut de atunci. Am demarat câteva acțiuni, adică unele chiar au avut caracter social, prin altele am încercat să susținem transmiterea tradițiilor și obiceiurilor din zona noastră, în altele am fost alături de copii și am încercat să răspundem și unor provocări, cum a fost recent evenimentul Zut Salău, da, am fost prezente și acolo. Și am încercat oarecum să marcăm fiecare moment sau oarecum o zi mondială care se servează, să încercăm să aducem ceva, un plus de valoare sau să facem oarecum să fie oarecum vizibil și să punem și un pic de acțiune și să facem un eveniment frumos. Te felicit pentru această inițiativă, dar vreau să vorbim și despre un alt proiect care mi-a atras atenția, este un eveniment foarte important. Văd acolo pe masă undeva în dreapta ta un plic, e un plic o invitație, să știți, și arde nerăbdare pentru că eu nu vreau să spun că e o premieră în zală, pentru că nu sunt sigur că e o premieră, dar poate fi o premieră cu un astfel de eveniment să eliberați, să organizați, nu știu, să organizați un șir de astfel de evenimente care cred eu sunt deosebit de importante, mai ales în aceste vremuri, nici nu știu cum să le numesc, agitate, extrem de agitate, în care nu mai avem timp pentru noi. Vorbește-ne despre acest eveniment. Cu mare drag îți aduc așa ca și invitată și când ești invitată la cineva nu poți să mergi cu mâna goală. Ți-am adus o Mulțumesc. Invitație la evenimentul nostru de mâine, 11 octombrie, evenimentul intitulat Din grijă pentru relații. Te aștept pe tine și pe soția ta să fiți prezenți acolo cu mare drag. Acest eveniment ne-a uimit, adică ne-a uimit acum și pe noi datorită faptului că cererile sunt foarte mari. Noi am tipărit un anumit număr de bilete care s-au dat în primele două săptămâni. Vreau să spun că invitata mea, doamna psiholog dr. Luca Anton, la rândul ei este emoționată de prezența pe care oamenii Zalău o vor... Prezența pe care va fi mâine la eveniment. Unde are loc evenimentul și de la ce oră? Evenimentul are loc în clădirea Transilvania, de la ora 18. Sala va fi aproape plină. E deja. Înțeles. Lumea ne-a mai sunat pentru bilete și cu părere de rău nu mai sunt bilete. Noi nu ne-am dorit să fie un eveniment atât aglomerat. Ne-am dorit să fie un eveniment așa aerisit. Nu ne-am așteptat. Ai văzut ce? Este un interes totuși pentru zona asta. Da, este un interes pentru zona aceasta și ne-am bucurat, desigur, de acest interes. Chiar ieri când am vorbit cu Raluca, i-am spus, uite, câtă lume va fi în sală și a spus, wow, atâta lume. Păi zice, mă așteptăm la 70-100 de persoane. Nu zic. Doamna este sălăjancă? Da, doamna este sălăjancă, este originară din Jibou. Spre așa, oarecum spre rușinea mea, nici eu n-am știut acest lucru, l-am aflat ulterior. Și dacă tot vorbim de asta, noi la un moment dat am avut pe pagina noastră o campanie intitulată Femei remarcabile din județul Sălaj. Da, mi-amintesc. Ți-amintești, da? Am încercat acolo să aducem așa, oarecum, nu neapărat să le dăm noi mai mare valoare pe pagina noastră, dar să le mai readucem în atenția sălăjenilor, să știe că au cu ce se mândri. Avem personalități în acest județ, unele... Recunosc că nici eu n-am știut de doamna doctor psiholog Raluca Anton.
Chiar n-am, și am aflat, de la voi am aflat că este și sărăjănică. Eu fac o precizare, dacă nu ai voie, invitați acest eveniment la care îmi doresc să ajung, este Alexandra Chira, o salutăm, o tânără extraordinară. Da. De asemenea și tenorul Sergiu Chirilă, doamna soprana din județul nostru, doamna Rodica Popseling. Și evenimentul va fi prezentat de doamna Dina Chirilă. Îi salutăm și le mulțumim desigur. Ce, practic, ce vă propuneți în cadrul acestui eveniment? Despre ce se va discuta în cadrul evenimentului? În cadrul acestui eveniment se va discuta desigur despre relații, relațiile interumane și, exact cum ai spus și tu mai devreme, trăim vremuri în care suntem suntem pe fugă. Vremuri oarecum tulburi, pot să spun. Nu mai avem timp de multe ori de familia noastră, de prietenii noștri, poate de părinții noștri, vedem foarte rar. Și atunci împreună am convenit cu Raluca că acest eveniment din grijă pentru relații să aibă o abordare generală. Adică nu am vrut să se refere doar la relațiile de cuplu. Nu este o terapie de cuplu aici, nici de cum. Raluca vrea să ne transmită, de fapt, că relațiile acestea sunt cele care contează, sunt cele care ne pot încărca bateriile și cele care ne ajută în fiecare zi să mergem mai departe. Aspirațiile astea noastre pentru profesie, pentru partea materială, sunt așa, oarecum trecătoare. Foarte trecătoare. Dar relațiile acestea sunt relații de suflet și trebuie să realizăm că ele contează enorm pentru noi. Da, e minunat. Eu de pe acum te felicit sincer pentru acest eveniment și chiar îmi dau seama și conștientizez că ai atâta dreptate când spuneai și tu că în aceste vremuri nu mai avem timp de aproape nimic. Am urmărit un raport al Direcției Generale de Asistență Socială, potrivit căruia vârstnicii singuri au ajuns un fenomen. Nu doar că au probleme, ci faptul că sunt singuri și în sălaj. Sunt tot mai mulți oameni singuri. Și tineri sunt singuri, pentru că nu au timp de nimic altceva, doar muncă și atât. Nimic altceva. Și e foarte trist. Da, este foarte trist. Oarecum aceasta a fost și ideea înființării asociației. Adică noi, femeile, trebuie să avem grijă și de noi. Trebuie să avem grijă să socializăm. Sigur. Și să ne întâlnim oarecum, nu știu, poate la 2-3 săptămâni, într-un grup, da. Să schimbăm idei, păreri și să ne simțim bine. Pentru că tot vorbeai despre bătrâni, vreau să spun că săptămâna trecută, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, am fost și am avut o mică acțiune la centru de la Românaș. Atât am putut noi să facem. Am mers acolo, am dus niște eleve, interprete ale Liceului de Artă Ioan Sima din Zalău și vreau să spun că am creat bucurie, am transmis bucurie oamenilor de acolo. Ne-a emoționat și pe noi. Adică un moment sau, nu știu, o acțiune din asta atât de simplă poate să aducă bucurie în sufletele oamenilor. Și am realizat că, de fapt, cu puțin, fiecare prin implicarea noastră, putem să facem bine în jurul nostru. Și cred că de la asta trebuie să pornim fiecare dintre noi. Ca și un paradox, așa vreau să-ți transmit că multă lume ne întreabă, vai, dar ce urmăriți voi cu asociația asta? Cu siguranță vreți să câștigați ceva. Vreau să vă spun că până acum noi n-am câștigat nimic. Nici nu candidăm, nici nu ne-am dorit. Fiecare avem profesii. Multe dintre colegele mele, membrele asociației, sunt foarte implicate și au un job oarecum care le ocupă mult timp. Dar au încercat și ele din timpul lor puțin, că asta e problema zilor de astăzi, timpul, nu ne ajunge timpul, să se implice și să încercăm să facem, nu știu, să schimbăm ceva. Poate să aducem bucurie în sufletele oamenilor, atâta cât am putut noi și prin acțiunile astea pe care am putut să le realizăm și să le gândim. Și pe unele dintre ele le-am susținut noi financiar, atât cât am putut. Ești și mama de copii. Ești o mamă foarte tânără, să știi. Știu, te invidiez pentru asta. Cica mea are 3 ani. Da. Uite, chiar eram curios, ce faci tu în timpul liber sau ce pasiune, dacă o profesoară de fizică, ce pasiune poți avea tu? Păi, acum, în timpul liber încerc să, sigur, am foarte multe, ca și toată lumea, da. Foarte multe pe cap, încerc să rezolv foarte multe lucruri. Acum copiii mei sunt mari și pot să spun că nu mă solicit atât de mult. Fiecare dintre noi avem de rezolvat câte ceva și fiecare își vede de programul lui. Păi vreau să spun că foarte mult timp îmi ocup acum
și asociația. Da? Trebuie să gândesc proiecte viitoare, trebuie să ne mobilizăm, să vedem cum și ce facem. Și asta îți ocupă mare parte din timpul. Ocupă, da, din timpul liber și, desigur, serviciu și pe lângă celelalte treburile casnice. Ce condiții trebuie să îndeplinească o doamnă care dorește să vină în asociația voastră? Sau este o condiție? Nu știu, niște condiții. Da, frumos. Mulțumesc de întrebare. Păi, în primul rând, o doamnă care dorește să vină în asociația noastră trebuie să fie implicată și să-și dorească să facă ceva, să se implice, să aloce, în primul rând, timp. Da. Că asta e problema. Și oarecum să fie pe aceeași lungime de undă cu noi. Să aibă un comportament, să se bazeze pe valorile firești ale societății. Da. Și toate cele. Și toate cele. Exact. Sonia, îți mulțumesc foarte mult că... N-am crezut vreodată că, știi, de obicei eram cel care te stresam să vin să-ți iau interviu pentru Radio România pe platou Festivalul Științe, dar mă bucur că am ajuns să discutăm despre acest proiect de suflet, care, iată, deja a început să crească și te felicit pentru asta. Ai dat un exemplu care cred eu că trebuie să-l promovăm, acest exemplu. Pentru că aici s-ar putea să vină doamne care ne pot arăta multe și de la care putem învăța și exact. Informații. Sunt de acord cu tine. Vreau să spun că în viitor gândesc alte două proiecte. Dacă am avut acum recent din grijă, sau vom avea mâine, îmi scuze, din grijă pentru relații, mă gândesc că la sfârșitul lunii noiembrie și deja am contactat niște persoane, să avem o conferință, poate nu atât de mare ca și aceasta, din grijă pentru sănătate. Ce frumos! Vrem să ne mobilizăm și să realizăm și această conferință, să invităm niște speaker, persoane care fac sport, fitness. Da. Niște exemple în sport. În exact. Persoane care se ocupă de sănătatea creierului, niște doctori, dacă vor accepta să fie alături de noi și să încercăm un pic să mobilizăm lumea și să participe și la evenimente de acest gen. Îți mulțumesc tare mult încă o dată pentru prezență. A fost o discuție prietenească, așa cum îmi place mie să spun. Ce să zic, eu îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și te asigurăm că vom fi alături de tine. Vă mulțumesc tare mult. O zi bună.